Orion FM, vocea Dornei. Doamnelor și domnilor, am plăcerea să-l am din nou la telefonul zilei pentru dumneavoastră pe domnul Bogdan Apetri, proprietarul și managerul hotelului Caban. Bine ați revenit pe 90,3. Bună ziua, domnule profesor, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Eu luni, când se deschid terasele, vreau să vin să beau o cafea și să admir râul Dorna de pe terasa dumneavoastră, domnule Bogdan Apetri. Vă aștept cu mare drag pe terasa noastră și aștept toți dornenii, dacă o să fie plinare și o să fie vreme trecută afară, chiar cred că toată lumea dorește să iasă, să stea puțin pe o terasă, să-l dea cu o cafea sau ceva bun. Am luat toate măsurile de distanțare. Oricum, la noi nu sunt foarte mulți oameni nici pe terasă, nici pe restaurant, de obicei, așa că este foarte safe. Personalul nostru este instruit să păstrează distanța, servesc după toate normele în care de acum probabil că o să le primim și o să... Dar noi cam știm care sunt și o să le aplicăm. Dumneavoastră spuneați în urmă cu ceva vreme că, da, dornenii sunt nerăbdători să vină să bea o cafea, să mai iasă din casă, să servească masa, dar practic turismul dornean nu îl putem salva cu dorneni. Și atunci așteptăm și încheierea acestei etape, pentru că poate după 15 iunie să înceapă încet, încet să vină și turiștii care s-au supra-tensionat și nevrozat în toată această perioadă de izolare la domiciliu, mai ales cei care stau la bloc. Da, așa va fi cu siguranță. Turismul în Vatra Dornei va începe după terminarea acestei stări de alertă, atunci când persoanele vor putea pleca fără declarații pe propria răspundere sau alte hârtii. Știți și dumneavoastră, nu putem acoperi cheltuielile, salariile, investițiile doar cu dorneni, nu există așa ceva. În Vatra Dornei, perioadele de sezon ne ajută să ne plătim taxele, salariile și în perioada de extra sezon. Sperăm că își va da drumul încet, încet să vină turiști la Vatra Dornei, astfel încât să nu fim în incapacitate de plată al taxelor, impozitelor, salariilor sau și alte cheltuieli care le mai avem. Da, acum încercam să vizualizez puțin restaurantul dumneavoastră. Mesele erau destul de distanțate, chiar și la în forma inițială. Trebuie să mai scoateți multe mese sau să nu să le scoate? Să le mai distanțați, dacă vă permite spațiu? Ar fi multe? Nu, noi două, trei mese aveam, să zicem că nu sunt la mai puțin de 1,5 metri. În rest, mesele noastre sunt distanțate. Numărul de locuri este de 4, de 6 persoane, de 8, am înțeles că o să fie maxim 8. Noi nu avem mese mai mari, așa că nu va trebui să facem foarte multe modificări. Oricum, restaurantul nostru în această perioadă de vară probabil va funcționa cu regim închis, doar pe bază de rezervare, ca să fie mult mai sigur din punctul ăsta. Să fie asta noul mod de funcționare a restaurantului? Că doar circuit închis cu oamenii care se cazează? Nu doar cu oamenii care se cazează și cu oamenii care vor să vină să servească masa la noi, da, dar o să avem un orar în perioada de prânz și pentru perioada de cină, astfel încât să eficientizăm mult mai bine fluxurile tehnologice și numărul de ore și angajaților la restaurantul nostru. Nu vrem să schimbăm, nu vrem să aplicăm modelul din străinătate. În Italia, în Spania, este foarte popular și majoritatea restaurantelor funcționează după un orar de prânz și de cină și astfel încât eficientizează foarte, foarte bine tot ce se întâmplă acolo. Da, noi săptămâna viitoare vom face o vizită și cu echipa Orion, o echipa de filmare la Caban, să vedem dacă până atunci veți primi și normele de funcționare, dacă vor rămâne măștile pentru personal în a-i protege
proteja pe clienți, dar în a se proteja ei, pentru că orice îmbolnăvire va duce la, poate la o disfuncționalitate în cadrul echipei Caban, dar despre asta vom vorbi la momentul respectiv și cine știe să vedem dacă mai putem vorbi despre industria ospitalității, dacă eu nu mai pot relaționa cu fața celui care mă servește sau cine știe, poate veți veni dumneavoastră cu niște metode ca să ne simțim în continuare bine, mai ales că noi știm cine sunt oamenii care lucrează acolo și o privire pentru noi dornenii e suficientă, dar să vedem cine este dincolo de mască. Da, cred că ne vom învăța să lucrăm așa, va fi diferit, nu ne-am așteptat la așa ceva, ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă în lume, da. Așteptăm normele de aplicare, sper să vină cât mai curând, suntem un segment important în țara asta, sunt foarte mulți oameni care lucrează în industria ospitalității și așteptăm să vedem cum o luăm de la un capăt, da? Vedem cum începem să lucrăm, pentru că dacă nu, înseamnă ne vom trezi foarte, foarte, foarte mult șomeri. Da. Așa este, așa este. Ținem aproape, eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și vă rog să urmăriți și interviul pe care l-am postat pe Orion Media și Monitorul de Dona, un interviu realizat cu domnul primar, care sunt facilitățile în această perioadă pentru investitorii dorneni din turism. Numai bine și vă mulțumesc! Numai bine, domnule profesor!